o indexare și a pensiilor mai mici. De să ajungă această înțelegere. Deci, după ce mi-ați citit dumneavoastră acolo, s-ar traduce în limbaj al telespectatorului. Așa, este declarația dânsului. Da, că este o promisiune electorală, deși s-au încheiat alegerile, pentru că eu, din punctul meu de finanță, știu așa, al finanțistului știu, îi dai sau nu îi dai. Dacă îi dai, trebuie să aibă 4,5%, vă dau dacă mai încolo. O să, s-ar putea traduce așa, vă dăm 4,3% așa. Punctul de pensii, care cu inflația amendată ar ajunge la 39, la 3,9, nici de cum să crească în sus, și la acest 3,9, dacă îi mai aducem ceva prin hotărâre de guvern, să ajungeți oarecum tot la 41-42, dar vă spun eu sigur la 45, nici de cum. Deci din punctul ăsta de vedere, pensionarii în acest an nu vor putea spera la o majorare a pensiilor, și dacă inflația se va menține la nivelul la care există acum sau se va reduce sensibil, coșul zilnic al lor va avea suferință. Bugetul din acest an, cum vi se pare, sincer? Chiar spuneți astăzi că sunteți oarecum dezamăgit pentru că... Da, sunt dezamăgit pentru că este un buget care nu stimulează economia. Mi-aș fi dorit să văd o intenție, pentru că domniile lor, colegii din Partidul Democrat Liberal, mereu spun că sunt de dreapta. Că, mă rog, ne-au și invitat la guvernare, vorbesc pe sticlă, nu în sensul adevărat al cuvântului, să facem un guvern de dreapta, să facem un program de guvernare. Împreună, dar da. Dacă îți dorești să fii de dreapta, automat înseamnă că vrei să stimulezi agentul economic. În ce sens? Agentul economic trebuie stimulat să poată angaja 1-2 oameni. Adică pentru a angaja trebuie să nu aibă de plătit niște impozite insuportabile, adică aceste datorii după salar, că după ce ți-ai luat salarul mai plătești aproape încă pe atâta, să se vadă o bună voință. Eu de aceea sunt trist, pentru că n-am văzut o întoarcere a obrazului, a feței înspre agentul economic, să spună, da, uite, există o dorință a guvernului Boc 4 să mișcăm ceva în țara asta, să mișcăm din loc economia. Dacă am propus, v-am mai spus și astăzi la conferința de presă, am fi dorit să impozităm cu 3% cifra de afaceri la micro-întreprinderi. Micro-întreprinderi în România sunt foarte multe. Adică este ceea ce numim noi în limbaj politic clasa de mijloc. Deci România trebuie să sprijine nici pe clasa superioară a oamenilor bogați, nici pe cei săraci. Trebuie să sprijine pe clasa de mijloc, așa cum de fapt este în marea parte a țărilor Europei dezvoltate, Europei de vest. Ei, în acest sens, această clasă de mijloc ce faci? Trebuie să o sprijini. Adică, începând cu 2010, micro-întreprinderile trebuie să plătească 16% impozit pe profit. Față de 3%? Față de 3% cifra de afaceri cât am venit noi. Și am spus, domnilor, lăsați-ne, înțelegeți-ne, acești oameni sunt descurajați. Mulți își încetează activitatea. Mai mult, am venit și am spus, haideți să, dacă tot anul trecut ați făcut o gafă, o prostie din punctul meu de vedere cu acel impozit forfetar, prin care foarte multe firme și-au închis firmele, adică au renunțat la unul sau doi vânzători sau unul sau doi curelari, pielari, știu eu, croitori ce sunt acolo, pentru că ei fiind angajați trebuia să plătească după salariați impozit pe salar, TVA pe produsele care le vând după munca lor, dar în mod obligatoriu trebuia să plătească și acel impozit forfetar, care indiferent cât profit aveai, trebuia să plătești 22 de milioane minim dacă aveai zero, atenție, zero profit. Ori nu se poate așa, deci dacă îi stimulezi, dacă nu produce profit, nu impozitezi profitul, dar impozitai salarul omului, cel puțin psihologic, oamenii erau liniștiți ca un loc de muncă, și te trezeai la bugetul de stat cu impozitul pe salar, cu CAS-ul, cu impozitul pe cu TVA-ul și așa mai departe. Deci statul tot nu pierdea. Noi am făcut și un calcul ministrului Gherghina, care se ocupă de buget, și am spus că din punct de vedere al liberalilor, bugetul n-a câștigat nimic că a introdus acest impozit forfetar, care te obligă să plătești impozit și dacă nu ai profit, ci din contra a pierdut. S-au închis vreo
120-150 de mii de firme, care probabil jumătate din ele ar mai fi lucrat. Admit că unele n-au lucrat și bine au făcut, s-au închis, dar totuși 60-70 de mii din astea ar mai fi lucrat în aceste condiții. Nu. Și nu ne-au acceptat. Deci au votat împotrivă, bineînțeles, venind cu garanția în fața noastră că în următoarea etapă, și probabil asta vreau să o spună și Ioan Oltean, va veni guvernul cu o ordonanță de urgență prin care va solicita modificarea codului fiscal în sensul eliminării parțiale a impozitului forfetar, adică să rămână impozit forfetar în zona afacerilor unde există evaziune necontrolabilă. Și aici se referă la restaurante, baruri și alte de astea unde toată ziua se bag marfă și nu există un control. Și atunci ei vor să introducă parțial prin ordonanță de urgență impozitul forfetar doar pe această zonă. Și atât ar fi bine pentru noi, că ar fi un câștig de cauză dacă am reușit să-i sensibilizăm. 2, 3. Am zis fraților din PD, haideți să fiți de acord cu noi tot pentru mediul economic, să impozităm cu 5%, nu cu 19% TVA, pe cei care construiesc locuințe, adică un om de afaceri care construiește locuințe, blocuri, case și așa mai departe, el plătește 19% TVA după ce le termină și le vinde. Am spus, ca să stimulăm să construiască blocuri, să nu plătească la stat 19%, numai 5%, fiți de acord cu noi să luăm numai 5%, n-au fost de acord. Deci era un stimulent important. 4. Am spus, iarăși, voi colegilor, este criză, sunt vremuri grele. Agenții economici plătesc penalități de forma majorărilor de întârziere, 0,1% pe zi de întârziere, ceea ce nu-i chiar puțin. 0,1% pe zi de întârziere într-un an e 36% dobândă, că e 365 de zile. Deci 36,5% dobândă, ceea ce e foarte mare. Adică o suportă destul de greu agentul economic. Hai să îi iertăm doar cu 0,03%. Ca să-i stimulăm să vină la ghișeu să-și plătească datoriile față de stat și să nu suporte așa mari în majorări de întârziere, să le dăm o gură de oxigen. Cu excepția celor care se poate dovedi că sunt de rea credință și că în mod intenționat nu vin să-și plătească datoriile față de stat. Dar există și agenți economici care periodic sunt în gol de bani. Ăștia nu că nu doresc, nu au pur și simplu și atunci îi așteptăm cât? 30 de zile, 45 de zile, dar îi așteptăm. Ei, dacă vedem că nu doresc să vină să-și plătească datoria stat, din nou le impunem majorări de 0,1%, dar să le dăm această gură de oxigen. Nu s-a dorit nici asta. Iată, mai multe amendamente care, să spunem așa, nu corespundă...